În filmul Pe aripile vântului e un episod cu înmormântarea lui Gerard, tatălui Scarlett, în care, înainte de a închide sicriul, Will o roagă pe Scarlett să intre în casă sub pretextul că e însărcinată și că ar putea pierde copilul din cauza căldurii. Iar bătrâna care era lângă ea îi spune: de fapt, nu voia să auzi cum se bat cu el în sicriu. Și are dreptate. Ține minte, Scarlett, până nu auzi asta, ți se pare că omul e încă viu. Dar când o faci... Da, când... E cel mai înfricoșător sunet din lume. Sunetul sfârșitului. Aveam 12 ani când am citit asta. La vremea aia locuiam cu bunica mea, Tania, în orașul Ovruci, din regiunea Jitomir, Ucraina. Când aveam 7 luni, părinții mei m-au trimis la bunica, din Kazahstanul de Nord, unde m-am născut. Tatăl meu era în forțele armate de rachete. Ce înseamnă asta? Înseamnă că atunci când o rachetă e în misiune de alertă, ea trebuie să fie în permanență sub supraveghere. Erau ghidate de la posturi de comandă situate în subteran. Rachetele se numeau Satan. Și la vremea aia erau cele mai grele focoase nucleare. Numai în garnizoana tatălui meu erau 24. Și ofițerii stăteau în subteran pentru a menține controlul asupra rachetelor. Iar ofițerul de serviciu știa că dacă primește ordin, trebuie să apese pe buton. Erau 3 tipuri de alertă. Prima era alerta permanentă și atunci în buncăr era aprinsă lumina verde. A doua era alerta maximă, când era aprinsă lumina albastră. Iar a treia, adică alerta militară, la ea se aprindea lumina roșie și ofițerul de serviciu trebuia să pună în funcțiune toate instrumentele care trebuia să ghideze racheta spre țintă. Mai departe, nu mai rămânea decât butonul roșu. Ofițerul de serviciu știa că apăsând pe butonul roșu ar fi distrus un oraș de 10 ori mai mare decât Hiroshima și Nagasaki la un loc. Pe mine m-au trimis de acolo la bunica mea din Ucraina, fiindcă pentru un bebeluș de 7 luni, clima din nordul Kazahstanului nu e tocmai potrivită. 10 luni pe an e iarnă și restul e vară. Așa glumesc localnicii. Erau minus 40 de grade iarna și plus 40 de grade vara. Mă îmbolnăveam tot timpul. Fratele meu mai mare, Serghei, a rămas cu părinții mei. Era un băiețel de 5 ani. Foarte speriat, la fel ca toți copiii sovietici care trăiau în astfel de orașe militare, temându-se de războiul nuclear. La 5 ani, știa ce înseamnă comportament neautorizat. Era un subiect discutat constant de părinți, de educatoare în grădiniță, de vecini, vânzători și coafeze în egală măsură. Ofițerii obișnuiți erau de obicei oameni foarte rezistenți, cu o minte de oțel. Dar din când în când le mai ceda mansarda din cauza tensiunii nervoase de a sta în camera de control și de a urmări culoarea luminii de alarmă. Și unii chiar au nebunit. O astfel de transformare mentală trebuia să fie detectată sau, prin anumite indicii, prevăzută. În caz contrar, putea apărea acel așa numit comportament neautorizat. Adică un ofițer de serviciu, realizând că e capabil să facă terci planeta Pământ de unul singur, ar fi putut ceda la ideea că poate face orice are el chef. O astfel de defecțiune putea apărea nu numai în capul unei persoane, ci și în sistemul de control al buncărului.
La un moment dat, ceva n-a mers bine și din greșeală s-a aprins lumina roșie de alarmă și în timp ce ofițerul de serviciu, transpirat de o teroare animalică, îndrepta racheta spre țintă, comandamentul a reușit să emită directivele corespunzătoare pentru a anula ordinul. Mie nu mi-era frică de războiul nuclear pentru că eu am crescut în casa bunicii. Vara mâncam colțunași cu cireșe, iar iarna piure de cartofi cu sos. Bunica mă trăgea cu sania și mă ducea la pomul de iarnă. Iar pe 9 mai ieșeam la paradă cu steaguri și ne bucuram de cerul liniștit de deasupra capetelor noastre și de victoria împotriva fascismului. Bunicul murise încă din 58. În timpul celui de-al doilea război mondial, el a luptat pe diferite fronturi, reparând avioane militare. Pe bunica o cunoscuse în Germania, unde, la fel ca multe fete tinere, fusese adusă cu trenul din Ucraina și obligată să lucreze în fabricile și uzinele germane. După război, bunica și bunicul, împreună cu fratele mai mare al tatălui meu, Valerii, botezat după pilotul de încercare Valerii Cicalov, s-au mutat în garnizoana din orașul Maranovici din Belarus. Bunicul a murit când tatăl meu, Victor, avea 9 ani. Cu ocazia sărbătorilor de Paște, bunicul plecase din Belarus până în satul lui natal din regiunea Jătomir. Și mergând el din casă în casă, era tradiția ca în zilele de sărbătoare oamenii să meargă de dimineața până seara din vecin în vecin și să bea țuică. Când s-a întors la Baranovici, a murit din cauza unui atac cerebral. Pentru că pe drum i se făcuse dor de bunica, așa că imediat după ce s-a întors acasă, s-a urcat pe ea și i-a cedat inima. Avea 38 de ani. Bunica mea, tatăl meu și fratele lui Valerii își amintesc sunetul de când băteau cu el în sicriu. La 8 luni de la moartea bunicului, bunica mea a decis să se întoarcă la rudele ei din Ucraina. În orașul Ovruci, ea și cei doi fii ai ei au primit o cameră într-un apartament la comun. Familia bunicului a cerut ca trupul neînsuflețit să fie mutat în satul lui natal, de lângă Ovruci. Pentru a putea face asta, bunica a vândut singurul lucru de valoare pe care l-avea. Un acordeon nemțesc, trofeu de război. Sicriul a fost dezgropat și acoperit cu ramuri de brad ca să nu se simtă mirosul de cadavru și reîngropat în cimitirul local. Tata nici acum nu suportă mirosul de conifere. Apoi bunica a primit o casă în care am venit eu când aveam 7 luni, din Kazahstanul de Nord, și în care am locuit până la 8 ani, când părinții mei m-au dus la Lvov. Casa de cărămidă roșie a fost pentru mine cel mai fericit loc din lume. În toate vacanțele zburam acolo. De fapt, mergeam cu trenul Lvov-Lugansk, cu schimbare la Corosten. Asociam mirosul de iasomie care creștea în apropierea casei cu începutul unei fericiri de lungă durată. Școala se termina pe 25 mai, iar pe 26 mai miroseam florile albe de iasomie. Mă așteptau 3 luni de timp frumos și lipsit de griji. Într-o vară am primit cele 2 volume din Pe aripile vântului, care era o marfă rară. Așa că a trebuit să predau 20 de kilograme de hârtie uzată pentru a le obține. M-am imaginat că eu sunt Scarlett O'Hara și casa bunicii mele e Tara. Am descoperit atunci o lume cu totul nouă și minunată. Părțile despre război m-au plictisit. Da, am recitit de mai multe ori părțile despre relația dintre Scarlett și Red. Citind rândurile despre sunetul sfârșitului, am fost pentru prima dată în viața mea îngrozită. Mi-am dat seama că într-o zi va muri și bunica mea și voi auzi acele sunete.
Da, din fericire asta s-a întâmplat când aveam deja 40 de ani. Bunica a supraviețuit soțului ei 53 de ani, iar când a fost adusă pentru a fi înmormântată în cimitirul familiei din sat, oamenii au zis că încă își aminteau de sicriul lui acoperit cu ramuri de brad. Bunica a murit la 92 de ani. Femeile care o îmbrăcaseră în hainele de moarte i-au legat maxilarul cu o batistă. L-au strâns atât de tare încât bunica zâmbea. Eram pregătită pentru sunetul cuielor bătute în sicriu. Nu eram însă pregătită pentru sunetul rachetelor care au început să zboare deasupra Kievului la ora 5 dimineața pe 24 februarie. Nu eram pregătită pentru sunetul sirenelor de alarmă aeriană care se auzeau dincolo de fereastra apartamentului meu din Kiev. Nu eram pregătită ca mama mea să stea 8 zile în orașul Irpen, ocupat fără apă, fără gaz, fără electricitate sau telefonie mobilă, sub bombardamente, până când a fost evacuată. Dar mai presus de orice, nu eram pregătită ca la 300 de metri de casa bunicii mele din Ovruci, unde locuiește acum tatăl meu, Victor, să explodeze mai multe rachete. Casele vecinilor mei au fost distruse până la temelie, iar casa copilăriei mele a rămas fără o parte de acoperiș și ferestrele au fost făcute țandări. Tata m-a sunat și mi-a spus: Liuda, ascultă sunetul ăsta. Era sunetul ferestrelor de la tara mea, acoperite cu scânduri și carton. Era un sunet adevărat de sfârșit, pentru care nu eram pregătită. Când aveam 5 ani, nu mi-era frică. Dar acum... acum am frică de războiul nuclear. Pentru că președintele Rusiei, țara care a atacat Ucraina mea, prezintă toate semnele unui comportament neautorizat. Mi-e teamă să nu adorm și să nu mă mai trezesc. Fratele meu, Serghei, care e acum de gardă 24 de ore din 24 într-un spital din Kiev, că e chirurg, mi-a spus: în nordul Kazahstanului, toți adulții și copiii știau ce e aia mâna moartă. E un sistem care poate lansa o rachetă către inamic fără intervenție umană, chiar dacă un atac nuclear a fost deja lansat împotriva noastră, așa că nu merită să-ți fie frică. Cine dracu știe dacă o poate opri cineva sau ceva. P.S. Fratele tatălui meu, unchiul meu, Valeri, botezat după pilotul de încercare Valeri Cicalov, locuiește acum în Rusia, la Briansk. Și el și familia lui ne consideră fasciști și îl susțin pe președintele rus în acest război.